Amplu protest la Madrid al susținătorilor Partidului Socialist. Oamenii, mulți dintre ei aduși din alte zone ale Spaniei, au manifestat în semn de susținere față de premierul Pedro Sánchez. Acesta ia în calcul o demisie din funcție după ce, pe numele soției lui, a fost demarată o anchetă privind fapte de corupție. Peste 12.000 de susținători ai Partidului Socialist au venit din toată Spania la un meeting organizat la Madrid pentru a-i cere prim-ministrului Pedro Sánchez să rămână în funcție. Asta după ce șeful executivului a anunțat că se retrage din activitate pentru câteva zile pentru a se gândi dacă va demisiona din funcție. În paralel cu meetingul de pe străzi, la sediul Partidului Socialist avea loc un congres de susținere a lui Pedro Sánchez. În cadrul lui, liderii formațiunii politice i-au cerut să nu plece și i-au promis susținere politică. Premierul Pedro Sánchez a anunțat că ia în calcul o eventuală demisie după ce a fost inițiată o anchetă anticorupție în afacerile private ale soției sale, Begoña Gómez. Sánchez, în vârstă de 52 de ani, neagă acuzațiile și s-a plâns că ancheta ar face parte dintr-o campanie de calomniere împotriva sa și a familiei sale, inițiată de oponenții politici. Tribunalul care o anchetează pe Begoña Gómez nu a furnizat detalii legate de anchetă, spunând doar că este vorba despre o plângere a unui grup anticorupție, al cărui lider are legături cu extrema dreaptă. Sánchez, care anul trecut a obținut un nou mandat de premier în fruntea unui guvern de coaliție minoritar, a precizat că își va anunța decizia luni, 29 aprilie.